Fiica impresarului Doru Gușman a fost lângă Petrica în momentele importante dinaintea tragediei din clinică și aceasta a dat mai multe detalii. Andreea a explicat ce tratament urma cântărețul înainte de a pleca la clinica din Reșița pentru terapia hiperbară. Ea a declarat că analizele nu i-au ieșit bine prima dată când a fost cu el și medicul care se ocupa de starea sa de sănătate a decis să-i micșoreze doza de anticoagulant. Vă trimit toate conversațiile mele despre COVID-19. Tati a spus o prostie că i-a mărit doza de Sintrom, nu e adevărat. Acum 2 săptămâni eu am fost cu dânsul la doctor și pentru că și-a făcut un set de analize, i-au ieșit foarte proaste, le-am dus pentru că simțea că el e în fibrilații. A fost de 2-3 ori în fibrilație și l-a scos din fibriliați. I-au înjumătățit doza de Sintrom, anticoagulantul. Într-o zi lua jumătate, într-o zi lua un sfert. Apoi a luat mai puțin, i-au dat doar un sfert și în următoarea zi jumătate dintr-un sfert. Noi ne-am dus cu un INR de 7. Are 2 seturi de analize în 2 săptămâni. Are 2 EKG-uri și au făcut bine tratamentul. INR-ul a scăzut la 2, cum îl are în mod normal. A făcut tratament, a fost în 2019. A trecut, era sănătos. A făcut anul acesta CT, a făcut acel CT, nu mai avea nicio investigație din iunie, a declarat Andreea Goșman. Ea a mai spus că medicii de la clinica unde Petrică Mățu Stoian a urmat tratamentul se contrazic. Prima dată, aceștia au declarat că terapia a durat 15 minute, iar apoi au spus că a fost 75 de minute. Telefonul, el stătea non-stop pe rețelele de socializare. Am văzut că nu a fost activ între 16.30 și 17.21 în ziua cu tratamentul respectiv. Am căutat să fac print screen să arăt că nu a fost activitate în perioada aceea. Prima dată, medicii de la clinică au spus că tratamentul a durat 15 minute, acum au spus 75. Nu a sunat niciun anchetator să ceară telefonul, nimeni nu s-a gândit, a declarat fiica impresarului. Medicii de la IML caută răspunsuri și cu privire la cauza care a generat stopul cardiac și asta vom putea afla în momentul aflării expertizei toxicologice. La autopsie a fost stabilit faptul că artistului i s-a rupt un vas alveolar și din acest motiv cântărețul a tușit sânge. O asistentă medicală care se ocupa de domnul Petrică Mățu a vorbit și ea despre tragedia cumplită. A spus că Mățu Stoian avea probleme cu tensiunea și cu inima, lucru susținut și de prietenii lui, dar și de familie. Asistenta medicală a fost prezentă la mormântarea maestrului, acolo unde a făcut câteva declarații despre un episod mai puțin plăcut de care a avut parte Mățu Stoian în urmă cu ceva timp. Mi-a spus că este rău, prezenta un puseu de tensiune. Am luat tensiometru, l-am adus, dar a trebuit să pun o perfuzie între timp. A leșinat. Pur și simplu a zis îmi este rău și l-am așezat pe pat. Am luat tensiometru, am văzut că are 20:10 și jumătate tensiunea. Pulsul foarte tahicardic, rapid, am chemat infirmiera, l-am suit pe căruț, l-am dus la cardiologie unde era doctorița. A stat 45 de minute, a primit îngrijiri medicale, i s-a făcut o electrocardiogramă, apoi a fost consultat. De atunci am făcut legătura că avea probleme cu inima de mai mult timp. Îmi zicea, vă rog eu frumos, am făcut puseu din ăsta de tensiune, nu mai țineți morală, că eu vin, mă refac, sunt obosit. Am fost plecat, sunt obosit, așa mi-a zis. Obosit, a zis că de oboseală, a fost plecat, a condus noaptea și obosit. Nu știu de alte probleme de sănătate, l-am avut ca pacient și îmi pare rău că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, a dezvăluit cadrul medical. Medicul care a făcut procedura artistului este de profesie psihiatru, dar are aviz de la Ministerul Sănătății pentru a face această terapie. El spune că Petrică Mățu Stoian era perfect sănătos atunci când a intrat în camera hiperbară și nu crede că problemele lui de sănătate care i-au adus moartea se datorează terapiei post-COVID. La noi, domnul a venit cu o stare clinică aparent bună. Aceste diagnostice nu sunt compatibile cu starea lui clinică la momentul sosirii. Sigur, aceste diagnostice sunt după ce s-a degradat starea lui de sănătate. La noi, domnul a venit cu parametri vitali normali. În urma consultațiilor inițiale, a primit aprobarea de a intra într-o primă testare în spațiul hiperbar, iar aceste discuții legate de această explozie în termeni populari, aceste barotraume, nu se susțin pentru că în timpul tratamentului hiperbar pot apărea 2 tipuri de probleme. Pot apărea problemele acute pe fond mecanic, prin proces fizic al presiunii, caz în care leziunile apar în timpul terapiei sau imediat după și se manifestă cu durere, junghi toracic, dispnee. Eu l-am tratat. Nu cred că domnul Petrică Mățu Stoian a decedat din cauza expunerii la oxigen, a spus medicul. A plecat mult prea devreme dintre noi, însă amintirea lui o să rămână vie în mintea noastră celor care i-au ascultat melodiile îndrăgite și l-au urmărit de-a lungul vieții. Interpretul de muzică populară a fost un om bun, cu suflet mare și iubit de mii de oameni.
Dacă vreți să vedeți mai multe imagini și să auziți mai multe detalii despre acest subiect, eu vă invit să vă abonați la canal și să apăsați pe clopoțelul de notificare.